Rușii au bombardat fără încetare zone extinse ale Ucrainei astăzi, cu o zi înainte de marcarea unui an de la începerea invaziei. Mai multe explozii s-au auzit la Kiev. Purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene a anunțat însă că apărarea ucraineană a reușit să doboare mare parte din rachete și mergem la corespondentul Antena 3 CNN trimis special în Ucraina, Cristi Popovici, care este pe linia frontului în Harkov. Te ascultăm, Cristi. Bună ziua, Cătălina, bun regăsit tuturor. Au fost alerte aeriene astăzi în toată Ucraina. De 3 ore au sunat alarmele, atât aici în Harkov, cât și în zona Kievului. Ultima chiar înainte să intrăm în direct cu câteva minute. Semn că există un pericol pe zona aceasta de est a Ucrainei. Au fost într-adevăr auzite, explozii astăzi la Kiev. Iar forțele aeriene ucrainiene spun că au reușit să doboare țintele lansate de către ruși, rachetele lansate de către ruși deasupra capitalei Ucrainei în această dimineață. Cel puțin 4 bubuituri au fost auzite deasupra Kievului. O situație mai gravă a fost la Kupiansk, la 100 de kilometri de locul unde ne aflăm noi în Harkov, unde au fost răniți mai mulți civili, la fel în urma unui atac cu rachete în această dimineață. Se așteaptă o intensificare în perioada următoare a acțiunilor de atac ale rușilor pe zona de est și de sud, în zona Hersonului, atacuri care pot veni și dinspre Uscat și dinspre Marea Neagră. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky declara aseară că Ucraina va continua să opună rezistență Rusiei atâta timp cât există suport internațional. Vor continua să țină piept armatei invadatoare pe Uscat, pe mare, dar și pe plan diplomatic prin sancțiuni. Mai spune Zelensky că viteza de aprovizionare cu armament din partea aliaților este esențială pentru succes și a dat în acest sens exemplu Marii Britanii. În zilele următoare, astăzi, mâine, pe 25 februarie, sunt în vigoare măsuri de securitate suplimentare în mai multe zone din Ucraina, măsuri luate de teama acestor atacuri mai dure la un an de cât Rusia a invadat țara. 2 persoane au fost ucise ieri de dimineață în zona Herson și atacuri violente au fost și la Bakhmut, acea fortăreață a ucrainienilor care rezistă în fața avansului rusesc, un oraș, o zonă pe care ucrainienii țin să o apere cu orice preț, deoarece dacă rușii ar cuceri acest Bakhmut, ar avea apoi noi perspective pentru a ataca orașe mult mai mari, cum ar fi Dnepropetrovsk. Este absolut șocant să vedem cum arată Ucraina la un an de război. Vedem aceste clădiri care sunt devastate. Sper că mă auzi în aceste momente. Spuneam că este dezolant să vedem cum arată Ucraina la un an de război. Aceste clădiri care sunt dărâmate, nu știu cât vor mai rezista în picioare. Vreau să te întreb dacă oamenii, cel puțin în Harkov, o mai stau în această regiune sau tot ce înseamnă linia frontului a fost părăsită de cetățeni. Depinde de zone. Spre exemplu, Harkov este un oraș unde erau aproape 2 milioane de locuitori înainte de război. Foarte mulți studenți și ruși și din Ucraina, în jur de 300-400 de mii de studenți. În acest moment, cam jumătate din acea populație a plecat. Adică mai sunt cam 1 milion de locuitori în oraș. Însă și periferiile sunt destul de locuite și sunt foarte multe cartiere și foarte multe orașe, Cătălina, distruse, rase de pe fața pământului, dar unde oamenii continuă să stea. Trec prin niște momente extrem de grele în această perioadă. Este foarte frig, noaptea se lasă minus 15 grade peste aceste zone din estul țării și chiar și așa cei din zonele respective refuză să plece, nu își abandonează pământul, speră ca ucrainienii pe front să reziste, militarii să reziste, sunt și ca suport pentru acești militari cei care rămân, deoarece îi aprovizionează atât cu muniție, cât și cu alimente, haine, elemente de camuflaj pentru baterii și pentru sistemele antirachetă. Sunt cumva și parte în acest război, chiar dacă nu sunt militari de profesie,
Sunt voluntari care îi ajută pe cei de pe linia frontului și spun că acesta este și unul din motivele pentru care refuză, cel puțin în aceste momente, să-și părăsească țara. Mai este un lucru de menționat. Oamenii de aici cred că Rusia nu mai are puterea să înainteze în Harkov așa cum au făcut-o la începutul războiului, când au ocupat aproape jumătate de oraș în invazia din februarie anul trecut. Însă, în câteva luni, ucrainienii au alungat în zonele Harkovului nu există ruși, ei atacă cumva dinspre zona graniței, care se află la 35 de kilometri departare de centru unde ne aflăm noi acum, însă au aceste sisteme de artilerie și sisteme lansatoare de rachete cu care pot face prăpăd pe o rază de sute de kilometri. Mulțumesc, Cristi Popovici, pentru această corespondență. Aveți grijă de voi, tu și colegul nostru, Costi Pahonțu. Mergem mai departe acum.